Allegria, tô pertagiano, e bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. A trecut ceva timp. De la recenzia de la sezonul 4 n-am mai cântat bella ciao și iată că un an mai târziu, un an și ceva mai târziu, se întâmplă din nou. By the way, voi știați că piesa asta, Bella Ciao, a fost de fapt ca un imn împotriva naziștilor? Eu asta am auzit fix astăzi. Vorbeam în mașină cu o rudă și mi-a zis, îi ziceam, bă, urmează să apară că au pus la Kiss FM sau pe la radio, puseseră piesa Bella Ciao. Și am zis, uite, bă, au pus Bella Ciao, că probabil că apare sezonul 5 din La Casa de Papel, că a apărut 3, și apoi mi-a zis el asta. Și eram, ok. Salut lume, eu sunt Nevi și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. O altă reacție la o producție care știu că este extrem de apreciată în România. Numai cuvinte de laudă am în legătură cu Casa de Papel. E unul din cele mai bune seriale, este cel mai popular serial la noi în România, din afară. Și mai mult ca sigur este atât de popular pentru că este și extrem de bun în fiecare recenzie, la fiecare sezon în parte, cum am făcut de altfel și by the way, link în descriere în cazul în care nu l-ai văzut. Mereu am lăudat această producție, nu are probleme, nu are plot holes, încetează. Dacă ai avut părerea asta până acum, te înșeli amarnic. La Casa de Papel nu este un serial, La Casa de Papel este o experiență și este serialul. Foarte important acest aspect. Dar acum, să fim serioși, are o grămadă de plot holes, are o grămadă de probleme, sezonul 3 a fost oribil, nu mai trebuia să existe după un sezon 2 care mie mi s-a părut foarte bun și un prim sezon care mi s-a părut mai mult decât ok, după au dat-o de gard, sezonul 4 nu vreau să vorbesc despre el, abia aștept să se încheie. Dacă erai un mare fan, probabil acum ai dat dislike sau ai ieșit de pe clip sau ai dat un comentariu de hate. Dar e ok, hai să ne uităm la sezonul 5, la trailer, pentru partea 1, chestie care au zis, bă, dacă e ultimul sezon și e atât de popular și are un mare impact, păi nu facem noi să scoatem mai mulți bani, nu împărțim noi ultimul sezon în două părți, în două volume, ca să dureze mai mult și să vorbească mai mult timp lumea de noi și probabil să se termine volumul 1 tot așa în suspans și cu o chestie de asta, să ți-o arunce în față și după să zică, vezi că mai avem un volum de scos, să te mai țină așa în priză, dacă tot o facem acum la final, să te ținem în priză. E un fel de amulge efectiv această franciză, chestii care nu-mi place, care nu-s de acord, dar în continuare știu cât de important este Casa de Papel și cât de urmărit este și o să urmeze și un top cu top 5 filme precum Casa de Papel și cred că o să vă placă acel top, pentru că e ceva la care nu vă așteptați. Oamenii de pe Discord știu, by the way, link în descriere către serverul de pe Discord, unde vorbim despre filme, seriale, e o comunitate frumoasă și nu vrei să nu faci parte din ea. Dar până atunci, haideți să ne uităm la trailer. Pow! Tokyo. A, da, a murit ăsta. Parcă. Așa. Să vedem ce se întâmplă cu profesorul. Caracter care în continuare îmi place. Chit că a fost prost la o fază. Raquel, care urmează să vină și la Comic-Con. La noi. Ok, trailerul e în engleză. Și n-aș fi vrut, dar nu s-o obișnuit cu vocile astea. Ok. Deci mi-aduce aminte de o scenă din sezonul 2 din Daredevil. Nu o să moară. Nici ăștia nu cred. Sunt șanse mari să moară profesorul la final. Presimt că ar face asta. Dar la final, nu în volumul 1. Ia uite. Femeile cele mai puternice. Păi nu suntem noi politically correctness în 2021? Holy shit, ok. Bă, cât de bun e! Nu mai pot! Bă, păi normal că ăsta și când moare tot apare în toate sezoanele. Bă, cum arată, nu cred! 3 septembrie. Wow, mai primim și noi vreo scenă? Nu, asta a fost tot? Ok. Bă, cât de bun a fost. Bă, deci explozii. Scena aia când se urcă soldații pe banca aia, pe clădirea aia, mi-amintește de sezonul 2 din Daredevil când se urcă The Hand pe spital. Deci arată
foarte bine. Și asta când cu profesorul. Doamne, deci profesorul, doamne, deci scena asta, bă, sigur moare. Sigur ne-au pus-o doar așa ca să fim hooked, să fim și mai impresionați. Pe lângă faptul că văd că toată lumea așteaptă Casa de Papel, adică când filmez eu, reacția asta are 3 milioane și 300 de mii vizualizări și abia a apărut trailerul de o zi. E incredibil. Și asta, deci cel mai frumos moment e când intră Rachel cu Tokyo și cu tipa aia creață, căruia am și uitat numele. Bă, când intră astea în hol, e clar că ele fac legea și știu ce o să facă și o să salveze profesorul și o să salveze și situația și probabil o să scape toți teferi și nevătămați, mai mult ca sigur. Deci scena asta e epică. Deci când am văzut femeile că au luat atitudine, mi-a plăcut teribil. Genial. Sold out. Abia aștept. Can't wait. Mai ziceți-mi voi ceva. N-aveți ce să comentați. Deci când intră armata aici, băi, deci armata și câțiva soldați, mai mult ca sigur toți ăștia din crew, băi, pregătesc capcane, o grămadă, o să-i fraierească pe toți, că asta a fost cu profesorul și a învățat de la profesor tot felul de scheme. Și băiatul ăsta, Berlin, parcă-l chema. Bă, Berlin, deci ăsta caracter adevărat, n-ai cum să mori la jumătatea serialului și tu în continuare să fii menționat, să apari în celelalte sezoane. Deci e clar că e un personaj superior, n-ai ce să zici, din nou, sold out, abia aștept să-l văd, 3 septembrie, nu rata, Casa de Papel, doar pe Netflix. Și abia aștept, abia aștept, atâta pot să zic. Așa că, din nou, aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii și până data viitoare, eu am fost Nevi, nu uita de like, share, subscribe, subscribe și pe canalul The Boys și dacă vrei să devii membru, o poți face oricând prin butonul ăla de lângă subscribe de join pentru a susține acest canal, să producem din ce în ce mai multe clipuri pentru voi. Acestea fiind zise, eu am fost Nevi și ne revedem când ne-o revedea. Pa! Bella ciao! Mai bine zis!